Izvoare duhovnicești. Patericul atonit. Capitolul 2. Despre puritatea și curăția simțurilor și a inimii. Un bătrân a spus: Călugăre, ferește-te, nu întinde mâna nici unei femei, nici măcar mamei tale, pentru a putea atinge înălțimile duhovnicești ale părinților din vechime. Fii atent când ești în lume, înfrânează-ți râsul și gluma, pentru ca atunci când discuți dinții să nu poată fi văzuți. Când vei atinge aceste virtuți, curățenia vieții tale te va învăța lucruri mai înalte. În 1955, unui frate din mănăstirea Dionisiu i s-a întâmplat o minune, apariția Sfântului Ioan Botezătorul. Această întâmplare ne-a fost povestită de părintele Lazar. El vorbea ca la persoana a treia, dar noi ne-am dat seama că era vorba chiar despre el. Un frate din mănăstire a fost trimis la Salonic și a stat într-un hotel unde a fost ispitit împotriva voinței sale. O tânără femeie, cunoștință de familie, s-a apropiat de el, întrebându-l despre părinții și Sfântul Munte. Discuția a ținut un timp îndelungat și intențiile ei au devenit mai clare atunci când l-a primit cu ospitalitate în camera ei, întinzând mâna și spunând: Vom intra doar câteva clipe și ne vom întoarce imediat. În acel moment ar fi căzut în ispită dacă nu ar fi fost apărat de rugăciunea sa și încrederea în Sfântul Ioan Botezătorul. S-a rugat Sfântului pentru a interveni și a-l salva de o asemenea ispită și, într-adevăr, deodată lumina orbitoare a strălucit în camera ei și în mijlocul acestei lumini a apărut Sfântul Ioan, care l-a ridicat ducându-l în camera lui, în capătul opus al etajului hotelului. Un bătrân a spus: Un om bun privește toate femeile ca fiind surorile lui. Chiar și atunci când vede o femeie imorală, ar trebui să-și spună: Dacă femeia aceasta ar fi fost sora mea de sânge, aș fi foarte încurcat. Așadar, nu ar trebui să profite de ea.